Ne aflăm astăzi pe drumul județean 107P, drum județean care face legătura între Gilău și comuna Mărișel, în zona de munte a Clujului. Este un drum destul de circulat, dar după cum vedeți, este un drum cariat. Modernizarea drumului a fost promisă de reprezentanții Consiliului Județean încă din anul 2016 și după cum vedeți, drumul arată exact în această stare. În anul 2017 din nou au promis modernizarea, deci iată, din an în an, cei de la Consiliul Județean promit că repară acest drum, dar nimic nu se întâmplă. Spuneam și mai jos, autoritățile județene au anunțat cu fast că modernizează, reabilitează acest drum județean. Și vă invit să vedeți ce înseamnă de 2 ani de zile modernizare și reabilitare. Haideți să vedeți. Două sensuri. Un sens. Cred că într-o țară responsabilă n-ar trebui să avem o astfel de zonă. După cum vedeți, este slab marcată și oricine poate să cadă în acest sol. Orice neatenție poate să producă o dramă. Nu găsesc explicație pentru inconștiența celor de la Consiliul Județean Cluj și în speța legii de drum. După cum vedeți, aici avem o porțiune care este efectiv blocată de pământ. Este foarte adevărat, în fața naturii nu ne putem pune, însă această situație nu este de o zi sau două, este de câteva luni bune, dar în anumite zone ale drumului, poate chiar de un an jumătate. O altă chiuvetă a domnului președinte Tișe. După cum bine știți, dumnealui are mai multe chiuvete naturale în tot județul Cluj. Astfel, în astfel de situații n-ar trebui să se întâlnească nimeni, iar aceste lucrări ar trebui să fie marcate mult mai bine. Îi sugerez președintele Alin Tișe să iasă din biroul în care doarme și să vadă ce se întâmplă cu drumurile județului Cluj. Aproape de localitatea Mărișel. Vă invit să vedeți cum arată porțiunea aceasta de drum. Cu siguranță că mai sunt drumuri proaste de acest gen și în județul Cluj și în alte județe, dar nu se poate de 2 ani să tot spui că modernizezi, reabilitezi, să te lauzi, să te fălești și, în realitate, drumul să arate în acest har fără de har. Această situație se regăsește zeci de kilometri, nu doar porțiuni de 50 de metri, de 30 de metri. Așa arată un drum județean în Uniunea Europeană.
sperăm ca măcar în al 12-lea ceas cineva de la Consiliul Județean Cluj să se sensibilizeze. Oamenii de la munte sunt efectiv disperați, își strică mașinile, sunt nevoiți o dată pe lună să meargă cu mașina să o repare. Este ceva inadmisibil. Sperăm măcar în al 12-lea ceas să ne trezim și să facem ceva pentru acești oameni. Mulțumesc.